Dacă n-ar mai fi lumină. Roxana, a fosta concurentă din sezonul 6 Mireasa, a transmis un mesaj neașteptat în mediul online după ce s-ar fi despărțit de Paul. Tânăra a reușit să cucerească telespectatorii cu felul său carismatic și cu aspectul fizic. Aceasta a pășit în casa show-ului matrimonial mai hotărâtă ca niciodată să-și caute sufletul pereche. Paul se numără printre pretendenții tinerei. Acesta a depus eforturi uriașe să o cucerească pe fosta concurentă a sezonului 6 Mireasa. Povestea lor de dragoste a început cu pași timizi, iar deznodământul nu a fost cel la care se așteptau susținătorii. În ciuda neînțelegerilor și certurilor din casa show-ului matrimonial, cei doi au ales să rămână împreună. Despărțirile și împăcările au fost nelipsite din peisaj. În marea finală a emisiunii, Roxana și Paul s-au decis să facă pasul cel mare. Situația a luat o întorsătură complet neașteptată după ce au ieșit din competiție. Se pare că cei doi și-au șters toate pozele de pe rețelele sociale, semn că nu mai formează un cuplu. Aceștia nu au oferit informații despre relația lor, însă nu au mai apărut de mult timp împreună. De curând, aceasta a luat pe toată lumea prin surprindere cu un mesaj neașteptat. La mai bine de o lună de la despărțirea de partenerul său, tânăra nu s-a putut abține și a transmis câteva cuvinte cu subînțeles. Am vrut să fiu iubită, dar de ceea ce îți dorești nu ai parte. Așa e în viață. Mergi mai departe, a scris ea pe contul de Instagram.